Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală în care voi analiza trecutul, prezentul, dar și viitorul unei situații în care dumneavoastră vă aflați. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală și așa că vă rog mult să luați de aici doar mesajele care se potrivesc cu situația în care vă aflați. Haideți să vedem. A sărit o carte. Două cărți au sărit. Trecutul. În trecut văd aici că ați fost prinși la un loc de muncă neproductiv. Alții ați avut niște probleme. Ați avut un bărbat care v-a ținut aici strâns, care nu v-a lăsat să vă eliberați, nu v-a lăsat să vă manifestați așa cum v-ați dorit dumneavoastră. Cineva care v-a ținut în loc poate fi o persoană ușor frustrată, nu e neapărat nevoie să fie un bărbat, care nu v-a lăsat să creșteți, nu v-a lăsat să evoluați. Poate din punct de vedere profesional, poate e vorba de ceva personal. În unele cazuri, aici poate fi vorba de o relație la distanță sau de o relație în care erau foarte multe diferențe între voi. Poate chiar un loc de muncă neproductiv, așa cum am spus de la început. Un blocaj pe care l-ați avut aici, văd, pe zona birocratică și pe zona actelor, hârtiilor, documentelor și care a ținut de străinătate, de un drum lung. Și ia uitați că ați lăsat lucrurile în spate și v-ați îndreptat către altceva. Ați stat foarte mult în așteptare și haideți să vedem situația mai departe. Văd aici o persoană foarte sigură pe ea, o persoană care știe ce vrea, care acționează. Și de asemenea văd o bucurie pe care ați avut-o din partea unui bărbat sau din partea unui loc mai vechi, tradiționalist. Văd o bucurie, văd petreceri, voie bună, pentru că unii văd că v-ați eliberat din această poveste, ați stat, ați așteptat, a apărut o persoană și apoi vă văd aici destul de împliniți. Alții e ca și cum ați plecat undeva în străinătate, într-un alt oraș, o altă țară. Ați găsit ceva de lucru pe internet în alte cazuri. Și tot ați stat, ați așteptat, ați început un proiect și văd că rezultatele nu au încetat să apară. Haideți să vedem situația din momentul de față. În momentul de față văd că dumneavoastră stați și studiați ceva, analizați ceva aici. Parcă totuși ați avut multe lucruri de învățat din acest blocaj în care ați fost, din această situație toxică. Foarte mult ați avut de învățat. Alții văd că studiați ceva acum sau sunteți dispuși să faceți un lucru nou, da? Să faceți un lucru nou, să acționați diferit. Aveți o persoană care vă susține. Poate ați schimbat modul în care arătați, modul în care lucrați. Să vedem mai departe, dragii mei. Unii văd că simțiți nevoia de o pauză, simțiți nevoia de o vacanță. Poate vreți să meditați, să luați o pauză. Văd că roata destinului vrea să vă schimbe foarte mult viața în momentul de față. Chiar dacă pentru voi, pe de-o parte, este dureros, este obositor. Să vedem mai departe. Văd foarte multă curiozitate din partea voastră, mai ales pe ceva ce ține de viitor, ceva ce ține de modul vostru de a vă manifesta. Văd că studiați ceva la un nivel înalt, alții dintre voi. Văd că în momentul de față
Sunteți foarte respectată, foarte respectat. Vă bucurați de ceea ce vă oferă Universul. Aici văd că puteți primi donații sau puteți să faceți voi donații. Să dați niște bani, să primiți niște bani. Unii, nu știu, v-ați logodit sau vă căsătoriți. Ați primit un cadou în acest sens. Aveți două surse de venit, alții. Iarăși se vede acest aspect. Bun, și-a apărut drumul. Văd că momentan, nu știu, trebuie să faceți un drum. Sau, în alte cazuri, vreți să vă mutați, vreți să schimbați ceva anume. Într-o relație văd că lucrurile nu prea funcționează. Ori v-ați despărțit de cineva, ori văd aici că voi ați sau vreți să terminați o relație, o situație. În alte cazuri parcă nu vă mai interesează de nimeni și de nimic și sunteți foarte siguri pe drumul dumneavoastră și văd că sunteți foarte autentică, foarte sinceră, foarte plină de viață, vreți să acționați. Nu vă mai interesează dacă rămâneți singură sau singur, pur și simplu vă interesează fericirea dumneavoastră și asta este foarte bine aici, chiar foarte, foarte bine. Văd că în momentul de față, văd aici că vă respectați foarte mult, parcă în sfârșit ați reușit să vă vindecați, vreți să trăiți viața, să fiți și într-o relație în alte cazuri, eu nu spun nu, doar că este un moment în care voi vă puneți pe primul loc, voi și ceea ce vă face bine sufletului dumneavoastră. Vreau să mergem mai departe. Vreau să vedem ce vă așteaptă în viitor. Wow! Un nou început. Este un nou început cu foarte multă abundență. Deci dacă e vorba de o afacere, de un proiect, ceva ce vreți voi să puneți în practică, să știți că acesta funcționează fără dar și poate, însă este nevoie să acționați într-un mod mai nebunesc, mai diferit față de cum sunteți voi obișnuiți. Un nou început cu foarte multă pasiune. Să vedem mai departe. Deci ceea ce studiați voi acum, ceea ce faceți voi acum, vă poate duce la un alt nivel, vă poate ușura viața. Wow, și a ieșit și regina de monede. Dacă momentan sunteți pe gânduri sau dacă simțiți să luați o pauză momentan de la lucru sau vă simțiți obosiți, da, dintr-un anumit punct de vedere, e bine să luați pauza și să rectificați ceea ce vreți să faceți. În alte cazuri, dacă discutăm de o relație, aici văd o posibilitate de a deveni soție sau, dacă sunteți bărbat, să cunoașteți pe cineva în viitorul apropiat, dacă sunteți singur sau singură, care să vă devină soție sau persoana cu care sunteți voi acum. Văd foarte multă pasiune, văd petreceri, sărbători, împăcări. Este ca și cum aveți aici un înger păzitor care vă este alături. Veți ști foarte bine să vă împărțiți între două locuri de muncă, între două relații sau alții dintre voi veți reuși foarte intens aici să mențineți un echilibru în situația în care vă aflați. Viitorul vostru este foarte luminos, foarte frumos. Dacă este vorba de ceva care ține de spirit, care ține de sensibilitate în alte cazuri, de ideea aceasta de a lucra cu mâinile, iarăși. Aveți foarte mult succes aici. Dacă este vorba de o relație de trio, să știți că lucrurile se rezolvă, însă într-un mod amiabil. Foarte interesant. După o perioadă neagră, repet, după o perioadă în care lucrurile vor exploda,
această mutare, acest drum pe care dumneavoastră îl faceți, să știți că este foarte benefic. Parcă este pentru sufletul vostru, pentru pasiunea voastră. Parcă ați obosit să tot așteptați. Ați obosit să stați în locuri vechi, în relații neproductive. Vreți ceva mai pe sufletul vostru, care să vă ofere multă putere. Parcă vreți să deveniți independent sau independentă. Și aici, pe drumul pe care voi vreți să mergeți, da? Un drum care este sigur, un drum în care voi țineți foarte mult să vă implementați acolo anumite idei, anumite convingeri, un anumit mod de a acționa. Și aici văd că o să aveți parte de o reușită, o să celebrați ceva, dar într-un mod mai ascuns, într-un mod mai altfel, sau e posibil să fie blocaje în cadrul acestei petreceri. Poate e vorba de o nuntă în unele cazuri, dar dacă e nuntă, e ceva mai retras sau mai restrâns. Poate anumite persoane din familie nu pot veni sau ceva de genul acesta. Aici văd un suflet pereche, oricum ar fi. Sau un frate, o persoană care vă seamănă vouă foarte mult. Cineva care este foarte bucuros, bucuroasă pentru dumneavoastră. Probabil nu v-ați respectat în trecut. Nu ați avut un respect de sine foarte bine stabilit și acum, în sfârșit, puteți să spuneți lucrurilor pe nume. În sfârșit, puteți să vă urmăriți această dorință pe care voi o aveți aici de un nou început. Tot mi-a ieșit acest aspect. Este ca și cum deveniți ca un înger păzitor pentru ceilalți. Văd o creștere foarte mare spirituală pentru voi în următoarea perioadă. Parcă nu o să mai fiți aceeași persoană, o să fiți altcineva, chiar o schimbare foarte mare la 180 de grade. Ceea ce ați început voi în trecut, o să continuați, dar la un nivel mult mai frumos, mult mai înalt. O să faceți magie acolo. Cred că eliberarea asta a fost undeva într-un trecut mai îndepărtat, pentru unii. Și în viitor văd aici că, mi-a uitat, lucrurile se schimbă, lucrurile devin mult mai puternice. Iarăși o schimbare, un drum lung, ceva ce faceți voi aici și este foarte benefic, vă ajută mult. Un nou început pe care voi acum îl lucrați, acum sunteți concentrați pe el. Și care poate ține de acte, hârtii, documente, de două instituții în alte cazuri. Acum învățați să-i vindecați pe ceilalți sau învățați cum anume să vă mențineți dumneavoastră echilibrul și reușiți fără dar și poate aici, fără nicio problemă. Păstrați-vă în continuare ideile și țineți de ele, dragii mei. Țineți de ele, țineți ștacheta sus, respectați-vă, pentru că acum aveți o ocazie unică de a vă înălța, de a vă elibera din niște blocaje. Unii văd că aveți anumite traume din trecut, dar cum să vă explic eu? Aceste traume, aceste blocaje vă ajută tocmai, e ca o benzină, e ca ceva ce este în spatele vostru și vă oferă curaj, vă oferă putere să mergeți mai departe, în cele mai multe cazuri. Acum văd că studiați ceva, sunteți foarte curioși și în privința asta, repet, urmează un succes foarte, foarte mare. În trecut ați stat, ați așteptat, ați analizat, dar gata, se termină. Unii, nu știu, vă mutați casa, ceva schimbați voi, parcă vă îndreptați privirea la 180 de grade de trecut. Nu vă mai interesează trecutul, nu vă mai interesează ce a fost. Vreți să vedeți ce o să fie, vreți să vă concentrați pe așa ceva și sunteți pe o cale extrem de frumoasă, extrem de pozitivă. Haideți să vedem zodiile implicate, dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Și avem așa, zodia rac,
Săgetător. Taur, Fecioară, Capricorn. Gemeni, Balanță, Vărsător. Rac, Scorpion, Pești. Foarte puternic zodiile astea de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Nu știu dacă am spus, dar foarte puternic sunt aici aspectate. Și zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești. Dar, repet, nu e neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea și astfel veți fi la curent cu toate citirile care apar pe acest canal. Voi veți fi primii care veți primi notificare și este absolut gratuit. Iar pentru cei care doriți să mulțumiți sau să mă ajutați în acest proiect, puteți să dați o citire unui prieten sau să distribuiți un videoclip pe un site de socializare, iar pentru cei care doriți puteți să apăsați și butonul de mulțumire. Dragilor, vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare și vă invit cu drag la o altă citire dacă vreți să mai vizionați. Vă iubesc și vă doresc multe, multe gânduri bune!